Am ales o formulă destul de complicată de a mă întâlni cu cititorii mei sau cu ascultătorii mei, prietenii mei sau preșmanii mei, să fiu singur pe scenă. În general, la o lansare de carte, vin câțiva critici literari, așa, sunt bun în general că plictisez lumea înainte și până vine autorul și cucerește publicul. Eu m-am gândit să schimb puțin formula. Poetul și jurnalistul Mircea Dinescu a vorbit în fața unei săli pline despre viața sa de artist, dar și despre începutul carierei sale, un început care pe alții i-ar fi descurajat. În 1970 am dat la teatru și am căzut, nu din pricină că n-aș fi avut oarecare talent actorice, ci datorită faptului că mi-am recitat propriile mele poezii. După această experiență au urmat și altele. Poetul povestește cum, la un moment dat, a fost comparat cu Mihai Eminescu și nu în România, ci tocmai în Franța. Am fost comparat și cu Eminescu, nu în România, ci în Franța, acum vreo 10 ani într-un metrou din Paris. La un moment dat s-a deschis la nu știu stație ușa și a intrat un țigan cu acordeonul care cânta și cu consoarta lui, care aduna banii și la un moment dat ăsta a început să cânte și când aia, la un moment dat, s-a uitat la mine așa cu curiozitate și se întoarce spre el și zice, bă, zice, uite bă, bă, la, de la televizor, bă, nebunul ăla, cum dragul te-a, mă, Eminescu, mă, așa. Și m-am uitat în jur așa să văd dacă parizienii reacționează la ideea că Eminescu umblă într-un metrou parizian. N-au reacționat, dar eu m-am simțit foarte mândru așa. Pe lângă discursul poetului, publicul a fost delectat și cu cântece de la artistului, dar și cu o colecție de vinuri personalizate. Mai mult, cei care au dorit să plece cu amintire de la sala Dom Polski din Suceava nu au ezitat să cumpere cartea de poezii, CD-ul, vinurile sau pachetele complete cu articole marca Mircea Dinescu.